Scrima este unul dintre sporturile cu mare tradiție la Steaua, clubul roșalbastru formând mulți campioni europeni, mondiali și olimpici de-a lungul anilor. Moderna sală de scrimă din complexul sportiv Ghencea așteaptă cât mai mulți copii la inițiere în arma sabie. Pentru doar 150 de lei pe lună, aceștia sunt inițiați în tainele acestui superb sport de către antrenoarea Mihaela Bulică. Chiar dacă în prezent sunt înscriși peste 30 de copii, clubul Steaua București are planuri mari cu secția de scrimă și invită în continuare părinții să-i aducă pe cei mici la sabie. Ce înseamnă programul de inițiere în sabie la clubul Steaua? Presupune numărul de antrenamente pe care îl fac copiii în fiecare săptămână, număr de 3, ține cam în jur de o oră jumate, uneori poate chiar mai mult pentru că se joacă. Asta este primul lucru cu care îi atragem. Ce le oferă clubul Steaua copiilor care vin să facă sabie? Clubul Steaua le oferă o sală proaspăt renovată, echipament de scrimă. La început, într-adevăr, îi ajutăm noi cu echipamentul și cu planșe de scrimă. Sunt specifice sportului, deci nu facem pe parchet sau pe ciment. Ce calități dezvoltă practicarea scrimei pentru un copil? Coordonarea o dezvoltă, în primul rând, foarte tare. Viteza. Gândirea logico-matematică. Câți copii sunt în momentul de față în programul de inițiere la sabie, la Steaua? Cred că sunt în jur de 30 și sunt împărțiți pe grupe, cei noi veniți de câteva luni și cei care au deja în palmaresul lor câteva concursuri. Programul de antrenamente este marțea și joia între orele 17 și 18.30, iar înscrierile se fac direct la sala de scrimă la doamna Mihaela Bulică.